Bun găsit, vă spun la Observatorul Prahovean Live, alături de mine astăzi prefectul de Prahova, domnul Cristian Ionescu. Bun găsit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule prefect, haideți să lămurim câteva chestiuni importante legate de starea de alertă, pentru că au fost foarte multe informații contradictorii în spațiul public și aș vrea să lămurim pe cele mai arzătoare, să spunem, inclusiv la cele legate de restricțiile de circulație care se mențin în perioada stării de alertă. Ca să înțeleagă toată lumea care ne urmărește, practic, în interiorul localității de domiciliu nu este nevoie de completarea vreunei declarații. Corect, da? Corect. Bun, deci cetățenii se pot plimba liniștiți, fără să fie întrebați de polițist unde merge și ce face, atât timp cât se află în interiorul localității de domiciliu. Problema apare în momentul în care vrem să părăsim localitatea de domiciliu și trebuie să completăm acea declarație pe propria răspundere care a fost modificată pentru starea de alertă. Și ajung la, să spunem așa, subiectul zero al discuțiilor online și ieri și astăzi. Ce se întâmplă cu zona metropolitană care figurează în această declarație? Și mă refer aici strict la zona metropolitană Ploiești. Există sau nu există? În momentul în care plecăm din Ploiești către, nu știu, localitățile limitrofe sau venim din localitățile limitrofe în Ploiești, trebuie să mai completăm acea declarație? Da, trebuie să completăm această declarație. Există un proiect pentru zona metropolitană Ploiești, demarat în perioada anilor 2012-2013, care până în momentul de față nu a fost finalizat, nu a fost dus până la capăt. Motiv pentru care zona Ploiești împreună cu localitățile adiacente nu formează o metropolă din punct de vedere a legii 351 din 2001. Bun. Așadar, indiferent că mergem din Ploiești în localitățile limitrofe sau venim din localitățile limitrofe Ploieștiului, ne este obligatorie declarația pe propria răspundere. Nu există, din punct de vedere legal, zona metropolitană Ploiești, corect? Din punct de vedere al legii, așa exact. Cum am spus, legea 351 din 2001, nu există zona metropolitană Ploiești. Iar această declarație, țin să menționez că dacă ea se efectuează în fiecare zi, în același loc, cu același motiv, este suficient să păstrăm declarația, să tăiem cu o linie data și să trecem o altă dată care să reprezinte ziua în care ne deplasăm. O mențiune foarte importantă în contextul celor care, de exemplu, fac naveta la Ploiești pentru locurile de muncă, să spunem, da? Adică, nu știu, am serviciu în Ploiești sau în orice altă localitate în afara celei de domiciliu, nu este nevoie să completăm în fiecare zi cu același lucru, e suficient să tăiem data, dar să fie cea valabilă în momentul în care ne oprește polițistul, corect? În ziua în care ne oprește. Bun. Înțeleg că a fost eliminată inclusiv de pe știri oficiale acea adeverință de angajator. Ea nu mai este valabilă acum pentru a putea, eu știu, circula liber în interiorul județului, să spunem. A rămas doar declarația pe propria răspundere. Corect, da? Corect. Consider că această variantă de a completa doar o declarație în loc de a avea o adeverință a fost gândită în sensul în care să fie mai ușor pentru toată lumea să aibă asupra lor un document care să nu implice neapărat o altă instituție sau un agent economic, o ștampilă, o semnătură, să fie doar o declarație pe care să o avem toți, comună pentru toți prahovenii și românii din această țară. Bun, domnule prefect, asta înseamnă că acum guvernul pasează oarecum responsabilitatea în sarcina cetățeanului, adică, ok, te cred că te duci la locul de muncă, însă cu siguranță va mai exista, nu știu, o activitate de verificare a informațiilor din declarația de pe propria răspundere, nu? De deplasare. Sunt convins și cred că așa este cel mai corect. Bun. Să avem încredere în cetățeni, să avem încredere în oameni, oamenii să se comporte responsabil și lucrurile sunt consider că o să decurgă bine și în continuare. Bun. În cazul în care, nu știu, mergem la cumpărături și bifăm
punctul 11 din declarația pe propria răspundere. La fel, nu trebuie să demonstrăm, eu știu, să deschidem portbagajul, să-i arătăm polițistului cumpărăturile sau bonul de cumpărături. Este pur și simplu o declarație pe propria răspundere asumată de cetățean. Nu există, să spunem, o altă obligație în afară de a completa acel document, corect? Acel document, în cazul în care, așa cum a spus dumneavoastră, este premergător unei acțiuni care poate fi justificată prin deplasarea la cumpărături într-o altă localitate, consider că este normal atunci când te întorci în localitatea de domiciliu, dacă prezinți declarația, să poți să arăți bonul pentru care te-ai... Ca să demonstrezi totuși că ai fost la cumpărături și că ai și făcut... Dacă ești de bună credință și ai o declarație asupra ta în cazul în care ți se cere, consider că este normal să prezinți și să ți se ceară un astfel de document. Bun. Nu e nimic de ascuns. Mai există o întrebare, domnule prefect. Se spune acolo la un moment dat de evenimente familiale, nu știu, de la petreceri, aniversări până la evenimente mai puțin dorite, gen înmormântări sau pomeni. La fel, trebuie să justificăm cumva sau aniversările astea pot fi, se poate cere să dovedim că a fost ziua cuiva din familia, din rudele apropiate sau pur și simplu doar să știe lumea cu cine ne-am văzut în cazul în care, Doamne ferește, unul dintre cei participanții ar fi depistați în timp pozitiv la COVID. Consider că poate fi făcută această dovadă, exact cum a spus și dumneavoastră, de către una din persoanele prezente în familie, iar în funcție de situație, în funcție de numărul participanților, în funcție de nivelul de alertă la care ne aflăm sau o să ne aflăm la un moment dat, consider că or să fie doar măsuri preventive sau or să fie și sancțiuni atunci când situația pare să scape un pic de sub control. Eu insist acum să spun că în momentul de față în Prahova ne aflăm într-o situație destul de bună, aș spune chiar foarte bună, și mi-aș dori să o păstrăm la fel măcar pentru încă 30 de zile. E păcat de efortul care s-a depus și l-au depus toți oamenii din acest județ, aceia care au vrut și au respectat măsurile de prevenție. Nu consider că este atât de greu ca timp de 30 de zile să purtăm în continuare o declarație cu noi. Nu consider că este cel mai greu lucru pe care trebuie să-l facă un om ca să se păzească pe el, pe cei din jur, să nu ajungem să riscăm să ne trezim într-o situație foarte, foarte grea și aproape fără scăpare pentru unii oameni. Bun, ca să rezumăm puțin discuția cu deplasările în scop distractiv, să spunem, ca idee, ar fi de evitat să ne vedem în perioada asta cu toți prietenii la grătare, la unul și la altul acasă, chiar dacă stăm în curte, în spații deschise, tocmai pentru a evita, așa cum spuneați și dumneavoastră, o explozie a numărului de îmbolnăviri. Da? Deci faceți această recomandare. Este bun. Recomandare, tot de astăzi, purtatul măștii de protecție este obligatorie. Sunt și sancțiuni pentru lucrul acesta. Legea prevede undeva între 500 și 2500 de lei. Unde anume trebuie purtată această mască? Pentru că am văzut în continuare foarte multe persoane, inclusiv astăzi în Ploiești, pe stradă, în spațiu deschis, purtând acea mască de protecție, nu doar în spațiile închise. Unde anume este obligatoriu de purtat? Obligatoriu este în spațiile publice închise, în spațiile comerciale, în transportul în comun și la locul de muncă. Se poate merge, înțeleg că în primă fază pe prevenție, dar se poate merge până la sancțiunea unui cetățean care, de exemplu, într-un magazin sau într-o instituție publică nu poartă acea mască de protecție, așa cum cere legea? Da, cu siguranță o să se ajungă și la această măsură, pentru că este o măsură de bun simț, o măsură la îndemână comună, în afară de cheltuielile care sunt destul de mici, 2 lei, 3 lei o mască, riscul este atât de mare, pericolul este în continuare prezent, iar beneficiile sunt enorme. Beneficiile pentru sănătatea noastră și a populației nu merită să riscăm să lăsăm garda jos.
Bun. Vorbeați dumneavoastră de acel pericol. Întrebare. Spitalele din Prahova, începând de astăzi, când oficial a fost declarată starea de alertă și prin legea care a intrat în vigoare, au voie să facă internări chiar și pentru persoanele care au fost considerate non-urgență în starea de urgență de până vinerea trecută? Da, da. Deci se reiau, practic se reiau consultațiile și toate serviciile medicale obișnuite de dinainte de pandemie, corect? Mai puțin Spitalul Câmpina și da. Spitalul CFR în momentul de față, care au fost desemnate spitale suport COVID, da. Și au un circuit destinat strict, foarte bine delimitat pentru persoanele care erau simptomatice și în momentul de față asigură aceeași funcție. Dar sunt convins că în scurt timp o să putem să internăm persoane care au nevoie de asistență medicală și la Câmpina și la CFR. Bun, asta bănuiesc că și în funcție de evoluția pandemiei. Da. Deci, cu excepția celor două spitale pe care le-ați enunțat dumneavoastră, celelalte spitale ar trebui să funcționeze în regim normal, evident cu respectarea măsurilor legale impuse de Ministerul Sănătății. Circuite separate, da? Pentru persoanele, pacienții care sunt simptomatici și pot fi suspecți de COVID, și circuite diferențiate pentru celelalte persoane care nu prezintă astfel de simptome. Ele nu trebuie să interacționeze nici măcar un milimetru. Am înțeles. Bun. În momentul în care, nu știu, ați încercat să discutați cu cei, cu managerii de spitale, astfel încât să nu mai avem situațiile acele absurde în care bolnavii erau plimbați de la un spital la altul, din motive, eu știu, teama personalului medical de a nu se infecta fiind din star suspect sau nu erau considerați urgențe, deși, din păcate, în anumite cazuri aceste plimbări s-au dovedit a fi fatale pentru pacienți, astfel încât accidente, cu ghilimele de rigoare, să nu se mai întâmple? Da. Am fost în ultimile 2 luni de zile, în fiecare săptămână, chiar și de 2 sau 3 ori pe săptămână, am fost la Spitalul Județean, am fost la Spitalul de Pediatrie, am fost chiar și la secția de boli infecțioase Movila, am fost la Spitalul Câmpina, am fost la Spitalul CFR. Au fost, într-adevăr, la început, au fost multe neînțelegeri. Nu era probabil, adică nimeni nu era pregătit pentru ce urma să primim ca și măsuri, să le punem în aplicare, motiv pentru care această întârziere a costat probabil viața 2 persoane. Eu știu că în momentul de față această situație se află ca o anchetă penală, urmând ca cei care au periclitat viața acestor 2 persoane să răspundă în continuare din punct de vedere penal. Eu am simțit, după momentul de la Spitalul Județean, atunci când a existat acea suspiciune a unui cadru medical de a fi infectat, se întâmpla într-o sâmbătă, dacă mi-aduc bine aminte, la ora 10 și jumătate, 11, împreună cu alte 30-40 de cadre medicale, căutam să le separăm și să le găsim condiții de cazare. Cred că ăla a fost ultimul moment din care am învățat ceva cu toții, iar lucrurile au decurs foarte bine imediat după această adică situație. Adică să nu se mai creeze această isterie, ok, da, dacă da. E suspect deci COVID, asta nu înseamnă că, nu știu, poți omorâ pe toți cei din jur. Ăla cred că a fost punctul culminant al isteriei, al neîncrederii, al neînțelegerii. Ăla cred că a fost și odată depășit cu bine, lucrurile de atunci au decurs foarte bine. Bun, o ultimă întrebare legată de zona asta de stare de alertă. Ce se întâmplă cu prahovenii care se întorc, iată, începând de astăzi, din străinătate? Sunt foarte multe întrebări la modul acesta. Eu știu, mă întorc din Italia, din Spania sau din Germania, considerate în continuare zone roșii, dacă mai o să fiu introdus într-un centru de carantină sau mă izolez cu familia la domiciliu. Care este regula începând de astăzi? Pentru cei care vin de afară. Persoanele care doresc să stea în autoizolare la domiciliu sunt binevenite să respecte această măsură.
Cele care nu își permit, din diferite considerente, le putem asigura o carantină instituționalizată, adică exact ce am făcut și până acum cu acele persoane care veneau în țară și trebuiau să fie, să intre în carantină. Cu siguranță o să găsim soluții și o să le asigurăm și celor din autoizolare, o să le asigurăm informații și o să verificăm să rămână în autoizolare. Asta vreau să vă întreb. Am verificat tot timpul. Da? Adică, nu știu, mă gândesc la cei de rea credință care consideră că dacă au păcălit autoritățile că se izolează la domiciliu și le întâlnim pe stradă sau, eu știu, în supermarket, cred că nu li se poate întâmpla nimic. Au fost astfel de situații la început. Am avut la un moment dat în jur de 2000 și ceva de persoane în autoizolare. S-au făcut dosare penale la momentul respectiv pentru zădărnicirea combaterii bolilor și s-au luat toate măsurile ca aceste persoane să fie verificate în fiecare zi de către poliție împreună cu jandarmi și cu poliția locală. Asta e unul și din motivele, cred, pentru care în continuare poliția locală a rămas în coordonarea poliției județene. S-au făcut în fiecare zi verificări telefonice, la domiciliu, astfel încât aceste persoane să rămână acolo unde au declarat că se află în autoizolare. Iar pentru cei care nu au respectat, s-au întocmit sesizări penale. Dacă nu mă înșel, la un moment dat, Prahova avea un număr destul de important de sesizări penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Deci nu avem o experiență în această privință. Nu ne iau pe nepregătite, din contră. Chiar asta a fost printre primele măsuri pe care le-am întreprins. Bun. Haideți să revenim, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, să revenim asupra fenomenului în sine, ce înseamnă COVID în Prahova. Sunt foarte mulți, recunosc că mă număr printre cei care acum, având datele oficiale, bilanțul după 2 luni de pandemie și stare de urgență, avem următoarea situație. Au fost testați, nu știu, peste 3.000 de persoane în Prahova, au fost testate peste 3.000 de persoane în Prahova, 80 sunt confirmate până acum ca fiind bolnave de COVID. Din păcate au fost și 6 decese, dar și aici, vorbind de vârstă înaintată, comorbidități, totuși, lumea întreabă, domne, dar pentru 80 de bolnavi a fost normal să golim spitalele, alte câteva mii să fie ținute acasă, eu știu, să ne fie frică să mai mergem la spital, să nu ne îmbolnăvim și așa mai departe. Cum vi se pare dumneavoastră, trăgând linie după 2 luni, că s-a procedat cel puțin din punct de vedere al măsurilor drastice luate în domeniul sanitar în lupta asta cu COVID în Prahova? Din punct de vedere al sănătății populației, consider că s-a procedat foarte bine. Vă dau un singur exemplu, Suceava. Nu cred că ne-am fi dorit niciunul dintre noi să ajungem în situația colegilor de la Suceava sau a cetățenilor de la Suceava. Acolo au murit oameni în fiecare zi în număr destul de mare. Dacă noi avem 6 decese într-o perioadă de 2 luni de zile, acolo mureau 6, 7, 8 în fiecare zi. Motiv pentru care orice măsură ar fi fost luată, chiar dacă acum apare disproporționată, eu consider că cu atât mai bine că a fost luată, tocmai pentru că avem aceste rezultate atât de bune în comparație cu alte localități din țară unde lucrurile sunt destul de tragice. Și sunt tragice atât timp cât în fiecare zi mor oameni. Bun. Același motiv. Tot în starea de urgență au apărut cazuri mediatizate inclusiv de către Observatorul Prahovean de sancțiuni care au apărut disproporționate în raport cu fapta comisă. Mă refer aici la un cioban, deși nu era cioban propriu zis, un amărât care s-a dus să strângă cele câteva oi de pe câmp și a fost sancționat cu 15.000 de lei de polițistul din comună pentru că nu avea declarația pe propria răspundere. În starea de alertă, măcar din punctul ăsta de vedere, să nu se mai ajungă la astfel de anomalii, să le spunem, putem avea încredere că dumneavoastră nu neapărat să îi impuneți noului șef de la IJP Prahova să nu dea amenzi, dar măcar înainte ca cel polițist să completeze procesul verbal, să se mai uite și la omul din față. Că poate e bătrân, poate nu are carte, poate că n-a știut despre ce e vorba și să nu-i mai amendăm așa la normă. Să știți că discuția aceasta am avut-o și cu comisarul șef
înaintea domnului comisar șef Iorga și am fost amândoi de acord să nu procedăm așa. Din păcate, atunci când în subordine sunt mai mult de 1000 de persoane, nu poți să te adresezi fiecăruia în parte și să înțeleagă fiecare același lucru. Există metecne ale fiecăruia. Trebuie să recunoaștem că sunt câțiva oameni care întotdeauna, din indiferent ce serviciu, din orice colectivitate ar face parte, care nu ascultă, nu vor să înțeleagă și fac ce cred ei că este mai bine. Ăsta probabil că a fost un astfel de caz. Deci nu am fost niciodată de acord să procedăm în felul acesta și, cum v-am explicat, nici comisarul șef la dumneavoastră. Deci nu a existat, nu știu, un ordin, nu știu, dați amenzi, hai să raportăm cel mai mare număr de amenzi, hai să raportăm, scădă bine la București, cea mai mare valoare a amenzilor cumulată, deci nu a existat așa exclus, ceva. Exclus, nici, cum să vă spun, am citit și eu un reportaj sau un articol din Mediafax, referitor la clasamentul care s-a întocmit acum în ultimele zile, amenziile, valoarea amenzilor date. Prahova este pe locul 4. E posibil ca această valoare să fie avut, într-adevăr, o importanță destul de mare în a proteja oamenii de ei înșiși, practic. Pentru că eu am cunoscut și cunosc în continuare persoane, inclusiv din județul Prahova, care sunt vecini, s-au temut pentru banii aceștia. Nu știu cât se temeau pentru viața lor, dar cu siguranță când se gândeau ce amendă ar putea încasa, nici nu vroiau să iasă din curte. Și a fost o prevenție față de... A fost o măsură coercitivă, dar una care cred că în primul rând a avut mai degrabă un factor psihologic asupra omului. Și, în al doilea rând, una coercitivă atunci când nu s-au respectat măsurile. Dar eu consider că ea a fost una bună. Bun. Pentru majoritatea populației. În raport cu populația, cele 3.000 de persoane testate reprezintă foarte puțin, nu știu, 0,4% statistic vorbind. E mult, e puțin, de ce nu se testează mai mult? Au fost acele probleme cu aparatura de testare folosită la județean, folosită de DSP Prahova, niște bâlbe din asta de organizare. Acum, cel puțin, înțeleg că se testează inclusiv personalul medical cu suspiciuni sau cei din căminele de bătrâni. Cum caracterizați dumneavoastră situația asta a testării COVID în Prahova? Vreau să vă spun că acum s-au testat, așa cum a spus și dumneavoastră, personalul care îngrijește centrele de bătrâni, de persoane, de adulți cu handicap, pentru că acolo există un factor de risc foarte mare. Cum probabil știți, au fost cazuri la Galați și în alte părți, unde au fost foarte multe persoane în vârstă infectate, tocmai în aceste centre. Asta e și motivul pentru care s-a luat această decizie de a testa tot. O veste foarte bună a fost și este în continuare, pentru că ultimele teste s-au făcut chiar săptămâna trecută, spre sfârșitul săptămânii. Din prima serie de 700 plus încă 100 de persoane dintr-un centru acolo unde s-a descoperit un singur caz suspect COVID, consider că este foarte bine, foarte bine. A doua tranșă de teste care s-a repetat la interval de o săptămână pentru celelalte persoane care au intrat la serviciu, la fel au ieșit negative. De ce nu s-au făcut mai multe la un moment dat? În primul și în primul rând pentru că nu au existat suspiciuni. Nu au existat cazuri multe. Dacă ar fi existat cazuri multe, automat trebuia să ne extindem și cu testele în ancheta epidemiologică. Iar aparatele PCR care, să spunem că au întârziat să facă teste, asta s-a datorat în primul și în primul rând faptului că nu am fost dotați cu asemenea aparate. Unul singur am putut să-l indisponibilizăm de la DSV, să-l ducem la DSP, acolo unde au fost condiții mai bune de laborator,
A trebuit să instruim oamenii în sensul în care să poată lucra și valida aceste teste. Au trebuit făcute teste ca să fie validate înainte de a fi considerate valide următoarele. Au fost mai multe condiții. Dar acum, de exemplu, toate probele prelevate sunt prelucrate în Prahova. Nu mai sunt trimise, eu știu, la Matei Balș sau la alte... La Canta Cuzino, da? Deci tot ce se testează, se testează în Prahova. Se testează în Prahova, acolo unde sunt informații, suspiciuni. Se testează și la București pentru a confirma rezultatul. Aparatele funcționează, în continuare facem teste, iar dacă numărul a fost mic și în continuare poate părea mic raportat la toată populația, trebuie să țineți cont și de faptul că persoanele nu au avut simptome, nu au venit cu simptome ca să le putem testa. Dacă ar fi avut simptome, ele s-ar fi regăsit sigur în secțiile de boli infecțioase, acolo unde n-am avut niciodată un număr mai mare de 30-40 de persoane internate simultan. Ceea ce este un lucru foarte bun. Da. Domnule prefect, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Sper să mai veniți și sper ca prin această emisiune să lămurim o dată pentru totdeauna acest mister al zonei metropolitane Ploiești, care de fapt nu există. Așadar, oameni buni, așa cum ați aflat și de la domnul prefect, ori de câte ori părăsiți localitatea de domiciliu, indiferent pentru ce motiv, trebuie să completați acea declarație. N-o să meargă să le spuneți polițistului, stați că eu stau în Bucov și am venit la Ploiești și sunt în zona metropolitană, pentru că nu există din punct de vedere legal așa ceva. Eu vă mulțumesc, nu mai e mult. Da. 30 de zile. 30 de zile? Da. Suntem bine. Sunteți optimist, domnule prefect. Putem în continuare să suportăm 30 de zile măsurile care ni se propun. Bun, iar eu sper ca odată cu starea de alertă, cazurile acelea, excepțiile, cum le-ați denumit dumneavoastră, apropo de abuzurile oamenilor legii, să nu se mai întâmple așa cum s-au întâmplat, din păcate, în starea de urgență. Nu ne dorim. Bun, vă mulțumesc cu dumneavoastră, mă revăd mâine. Până atunci, toate cele bune. Mulțumesc.